Te-ai săturat ca tot timpul atunci când plouă să fiu dat de către mașini? Eu am soluția, betonul drenant. Ajuți și natura și te ajut și pe tine. Eu o să vorbesc despre procrastinare, adică despre ce se întâmplă în capul nostru atunci când, în loc să ne apucăm de un proiect, ne mai uităm la un episod din How I Met Your Mother. Am fost anul ăsta la filmul Star Wars. L-am văzut pe ăla negru de respirat greu. Scoate, apasă pe buton, laser, frate. Dar ce e ăla un laser? Totul este o travă. Nu există nimic neotrăvitor. Numai doza face ca o travă să nu aibă efect. Asta spunea un faimos medic elvețian în secolul al XVI-lea. Ei bine, astăzi există o parte a științei care se ocupă de studiul otrăvurilor, și anume toxicologia. Deadpool, Flash, Spider-Man. Toți au în comun faptul că, la un moment dat, ADN-ul lor a fost modificat. Noi nu putem deveni supereroi așa, dar putem stoca toate filmele cu ei în ADN. Oarecum! De câte ori nu ți s-a întâmplat să încerci să-ți aduci aminte un lucru și să-ți fie ca pe vârful limbii? Ei, totul stă în felul în care noi memorăm, iar răspunsul îl vei afla la final la filmul. Te-ai gândit vreodată că în ocean există niște alge unicelulare care pot fixa cantitatea de carbon similară cantității de carbon fixată de către o pădure tropicală? Ei bine, acestea sunt diatomeele. Privește cerul. Ce vezi? Soare, nori, stele, planete. Privește mâna, oase, piele, sânge, molecule. Ești sigur că tot ceea ce vezi este din universul nostru? Eu nu sunt. Imaginează-ți cum ar fi să poți să te întorci în trecut, în acel moment în care să alegi cu tot o altă cale a vieții tale. Bine, tu nu poți să faci chestia asta, dar celulele tale o pot face pentru tine. Cine sunt ele? Sunt celulele stem pluripotente induse, viitorul medicinei regenerative, viitorul medicinei personalizate. Ce ați face dacă ați fi într-un avion și s-ar opri brusc motorul? V-ați gândi că veți muri sau că veți putea zbura fără motor? Nu veți muri și se poate zbura fără motor și așa funcționează și un planor. Vrei să știi de ce mitocondria este actual o componentă a celulei umane, când ea, acum 2 miliarde de ani în urmă, a fost o bacterie? Vrei să înțelegi de ce o celulă mai deșteaptă din punct de vedere ierarhic a acceptat să găzduiască în interiorul său o alfa-proteobacterie? Le zic? Sau? Ok, ok, atunci o să le spun. Sunt călătoare în timp, tocmai m-am întors din viitor și v-am adus ceva special. Este un material al viitorului, dar o să vă spun mai multe, mai încolo.